Tema referendumului este actuală din moment ce a fost una dintre cele mai importante mișcări civice din România ultimilor ani, a declarat deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu. Însă, în opinia parlamentarului social-democrat, acest demers va fi urmat de alte inițiative mai intense și care vor fi generate în special de asociațiile care apără drepturile minorităților sexuale. Posibil să fie pusă în dezbatere inclusiv adopția copiilor de persoane de același sex. Deputatul Rădulescu nu crede că rezultatul referendumului trebuie evaluat în consecințe pozitive sau negative, dar acesta va genera modificări legislative. Da, tema era actuală, că altfel nu se năștea. Deci dacă 3 milioane de oameni îți ridică o întrebare, îți propun o temă, trebuie să o dezbați și iei o decizie. Consecințe nu cred că putem evalua calitativ, consecințe pozitive, negative. E un demers care va fi continuat și de alte demersuri. În opinia parlamentarului social-democrat, acest demers va fi urmat de alte inițiative. Posibil să fie puse în dezbatere inclusiv adopția copiilor de persoane de același sex, dar și promovarea în școli a cursurilor de educare a copiilor și a părinților în spiritul toleranței. Vor fi foarte multe propuneri legislative care să acorde mai multe drepturi, mai multe privilegii minorităților sexuale. Vor fi mult mai multe inițiative legislative care să reglementeze totuși acest domeniu al căsătoriei. De exemplu, această lege care probabil va fi pusă pe tapet al parteneriatului civil. Probabil în prima fază, categoric, parteneriatul civil privește pe toată lumea, este o alternativă a căsătoriei, dar probabil se va referi și într-o măsură mai pregnantă și va admite parteneriatul civil între persoane de același sex. Dacă acum, la nivelul discuției, se spune că persoanele de același sex nu vor avea dreptul să înfieze copii, sigur vor fi demersuri legislative care să permită acest drept, pentru că aceștia au fost pașii făcuți și în alte state europene. Se vor intensifica acțiunile unor sau a diverselor ONG-uri care vor promova imaginea sau vor lupta pentru drepturile minorităților sexuale, care vor milita pentru dreptul minorităților sexuale de a înfia copii. Eu nu spun că e bine, că e rău. Eu vă spun ceea ce cred că se va întâmpla în următoarea etapă, în următorii câțiva ani, dar într-un ritm destul de accelerat. Vor fi intensificate solicitările de promovare în școli a cursurilor de informare, de subtitlul de creștere și educare a tinerii generații, dar și a părinților, în ideea toleranței față de minoritățile sexuale, în ideea toleranței și a ideii de firesc, a acceptării identității de gen, a stabilirii propriei identități de gen,